și provocat și nu mai am aproape putere să mă gândesc la un cuvânt de spus. Trebuie să recunosc că sunt impresionat de numărul numeros care de invitați de public care există aici, în, care e nume, am imaginat așa nicio clipă. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră. Aș vrea să vă mai povestesc și eu câte ceva despre lucrări, dar cred că e bine să le las așa, pentru că s-au spus foarte multe lucruri. Sunt vreo 3 ani de muncă aici și mai bine. Începe să se concureze ceva. E o serie care am încheiat-o și care am itinerat-o mai multe orașe, cum a zis director, Bacău, Vâlcea, Târgu Jiu, Craiova, sonoritățile. Și acum încerc să pun în pagină o chestie diferită, un lucru puțin diferit, care să mă elibereze puțin și, cred eu, justifică contaminarea de care am parte la Vâlcea, pentru că este o contaminare de vreo 2 ani de zile, tot având aceste drumuri și aceste vizite la vernisaje, am cunoscut artiști extrem de importanți, nu numai din Vâlcea, dar și din țară, care inevitabil au avut o repercusiune și pe paletarea. Iar faptul că Vâlcea și în mod foarte deschis, așa, domnul Dicam, aici de față, așa spus-o, sprijină tot ce înseamnă artă contemporană, treaba asta nu se poate să nu rămână urmări și în suflet, și în minte, și în intenție. Prin urmare, tot ce este nou se așează pe o altă temă, am zis eu, cartografie, pentru că încerc să echivalez culoarea, în primul rând culoarea și suprafața, spațiul, cu obiectivitatea lumii în care trăim noi. Peisajul cu lumea urbană, cu tot ce înseamnă și toate complexitățile astea din viața modernă. Este o chestie grea pe care am asumat-o, nu știu dacă o să duc la bun sfârșit. Mă străduiesc să mă eliberez și să fiu în asentimentul lumii moderne. Nu știu dacă o să reușesc, dar mi-asum chestia asta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vreau să rămâneți în continuare la un pahar de vin, autentic, oltenesc. Și sper să ne simțim bine. Eu aș vrea să simt să spun ceva în apărarea mea. Așa că am fost atât de mult lăudat și nu mă simt confortabil. Vă spun un secret. Acum